Bună seara, dragii mei! Pentru că nu mai suporta burlăcia, cântăreața, poeta, luptătoarea, într-un cuvânt, starleta Nikita, a decis să se însoare, adică să se mărite. Oh, bună ziua, bună ziua, luați loc! Luați loc, dar cu ce ocazie pe la noi? Să trăiești. Vreau să mă mărit. Nikita vrea să se mărite. Da. Nume? Ție stă bine cu dinții în gură, nu mă cunoști în Nikita din Romană, ce e atât de greu. Mă rog, Nikita, prenume? Prenume și numele e același cu personalitatea mea, la fel. Nikita. Vârstă. Băi! Nu-i frumos să întrebe doamnă ce vârstă are, te rog frumos. Ați dori să sune anunțul? Talentată, tânără blondă, frumoasă, cultivată, poetă de literatură, semifilozofă, că l-am citit și pe Traian Voia și pe Brâncoveanu, și cam atât. Înălțime, greutate, măsuri. Sigur că da, 1,75, 52 de kilograme, bust 95 și 60-90. Stați puțin, că nu prea corespunde. Băi, papagalo, tu ai fost vreodată internat în spital cu plagă împușcată? Nu. Vrei să fii? Nu. Atunci tași și scrie ce spun eu acolo. Și mai scrie și niște versuri, pentru că sunt și poetă de literatură, după cum ți-a spus. Scrie așa. Spuneți. Iubitule, te aștept să vii. Să ne iubim ca în prima zi cu sărutări 10 și ca dragostea eternă până la infinit. Și gata că nu mai am rime cu ei. Par interesat așa, ca un mic detaliu. Ce studii aveți? Facultate de... Facultate? Oh, Da, păi am facultate, am post liceală, primare, 1-8 de toate, am de facultate, bază. scrie acolo. Da, 1-8. 1-8. Studii și așa. Și în prezent cu ce vă ocupați? În prezent sunt Ocupați? freelanceriță. La ce? La de toate. Deci cum ar veni freelanceriță la poezie, poetă de literatură? Sunt și luptătoare, dar mă rog, mai mult latura sensibilă a ieșit din mine în ultimul timp, pentru că sunt o femeie cameleonică și mă Păi nu, că asta schimb în se funcție de vede, culoarea sigur. Și o să vântului. se vadă și în poze. Da, O să exact. facem câteva poze, Da, dar dacă am nu să vă vă rog să mă supărați. luați din profilul stâng, pentru Sigur, că sigur că ala da. le place bărbaților. Fiți atenți să mă luați. Ia, Foarte bine, dar ia să. băi, să nu faci cupliți că mă îngrașă, ai auzit? Nu, Doamne ferește, nu, Fără nici nu glit și de îngrășam. atmosferă, Nici vreau nu, să fără fac glit. niște poze. Așa. Da, e Exact, bine nu, și asta e așa. perfect. A, Ascultă-mă și ia. să cânt puțin, pentru că sunt și cântăreață. Nu, lăsați că nu-i Nu nevoie, nu să... se vede. Băi, lasă să cânt dacă vreau să cânt, da, te rog, hai. I wanna be loved by you. E bine? Foarte bine, nu e bine, nu. Just you. Ia uite, uite. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Asta este, asta e, am prins-o aici, am prins-o. Mă Să mă băieți, veniți, ridice mă luați cineva! de aici. Mă rog! Nu pot. Mulțumesc frumos. V-am spus că nu că ajunge cu după poze, mine, dar gata, nu mă nu mai credeți. facem poze. Așa. Foarte bine. A ieșit bine, nu? Foarte bine, Fără foarte blitz că bine. mă îngrașă. Fără bliț, fără Așa. nici nu permit să pun bliț Cu la așa efect ceva. semi-obscur. Și cu farfale și cu Și cu tot. farfale. Stați jos și ce să vă mai întreb eu? Cum să vă mai eu? Dar cum ați dori să fie soțul dumneavoastră? Bărbatul care să-mi ofere dragoste eternă, Normal. să fie intelectual. Oh, da? Păi cum? Intelectualii la intelectual trag, nu? Ai citit Traian Buia, îmi place. Și tu ești un fel de semipoetesă, așa. În timpul liber, Da, așa. Să fie frumos și talentat ca mine. Să fie de înălțime medie. Cu bani. Nu, cu bani nu mă interesează, mă interesează mai mult latura asta spirituală dintre om și femeie. Mai mult asta mă interesează pe mine. Bun, păi în cazul ăsta o să căutăm noi ceva, dacă o să găsim pe cineva care este interesat de dumneavoastră, adică nu de anunțul Nu, nu, dumneavoastră, nu, nu. nu, tu n-ai înțeles bine. Deci tu chiar n-ai înțeles bine. Bă! Deci tu n-ai înțeles că dacă până mâine maxim cineva nu e interesat de mine, te bade sunapa în cap și stă stâlpul în cap, ai înțeles? Scrie acolo, Nikita, vrea iubire. Cui mare. Ne vedem mâine. Asta la Baby Vista.
ce mi-am cerut este de 2 lei de la eclere și tiramisu. S-a uitat așa într-un fel la mine, adică ia uite și pe ăsta vezi, Doamne, mare vedet TV și nu lasă și el ciubuc 2 lei. Da, nu mai chestie. Țin să vă aduc la cunoștință că eram în direct, însă nu v-am spus ca să vadă și stimații telespectatori și să vadă și domnul Voiculescu cum ne împuiați capul și cu ce prostii în fiecare seară. Bine, bine ați făcut, domnul Gădea, bine ați făcut. Domnul Gădea, domnul Stan e rău cu mine. Da, iertați-l, asta e viața. Domnul Gădea, da, domnul. În această seară, domnul Gădea, da, domnul Stan. O mare bombă în acest laptop. Stați un pic, domnul Gădea, domnul Stan, nu vorbim de blonda de la etnic, care și-a făcut cumpărăturile la mall, ce fustă și-a luat, vezi, doamne, chestii de-astea, ce cumpărături. Domnul Gădea, domnul Cristoiu, iar mă îngână, domnul Gădea. Da, domnul Cristoiu, haideți să nu mai îngânăm pe domnul Stan. Domnul Stan, haideți să nu ne mai supărăm pe domnul Stan. Uitați, domnul Gădea aici, se vede foarte clar agenția France Press. Am luat-o așa la întâmplare. Da, agenția franceză, domnul. Da, domnul Gădea. Agenția France Press, domnul Gădea. Da, domnul Stan. Publică raportul secret al unui comando terorist, domnul Gădea. Da, domnul Stan. Lansat recent în România pentru mari nenorociri, domnul Gădea. Darea sinistre, domnul Gădea. Da, domnul Stan. Uitați, domnul Gădea, acești ticăloși bestiali au avut misiunea să provoace vânzarea cetăților noastre industriale pe... O să râdeți, domnul Gâdea, pe un dolar, domnul Gâdea. Uite că am râs tot eu. Nu, râdeți noastră, pentru că asta ne-am rezolvat-o singur, am vândut singur toată... Este foarte adevărat. Da. Ne-am făcut-o cu mâna noastră, adică lucru manual, domnul Gâdea. Acești teroriști nemiloși, domnul Gâdea... Da, domnul Stan. Trebuiau să provoace explozii la blocurile de locuințe, cu mori și răniți, domnul Gâdea. Da, acum văd că nu râdeți, dar să știți că furnizorii noștri de gaze au poc și iată blocul din nu mai știu ce oraș s-a distrus. Eficient și competent, domnul Gâdea. Închipuiți-vă că acești criminali epocali trebuiau să creeze, domnul Gâdea, da, domnul Stan, un haos în circulația pe șosele cu sute de mașini făcute zop, la fel și pasageri, domnul Gâdea. Păi să ne-am rezolvat singur cu traficul. Ni se pregătea, domnul Gâdea, de asemenea, pentru alimentele de bază, bomba cu antrax, domnul Gâdea. Copilării! Copilării, domnul Gâdea! E bine să râd, e sinistru, dar bine să râd, copilării. S-a realizat imediat pe plan local, atenție, domnul Gâdea! Da, domnul Stan. Bomba cu iaurt, friptura cu salmonela și acum, atenție, domnul Gâdea, că pe asta n-o știți... O stropel de gripă aviară. Da. M-am uitat așa. Da, deci practic ce să înțelegem de aici ca o concluzie așa, adică practic oamenii au venit teroriști și au plecat siderați. Cu gândul la faptul că ne distrugem țara, vă spunem bună seara. Domnul Gădea, știți cumva domnul Voiculescu, Motanelu, a băgat banii pe card? I-a băgat aseară. Aseară? Da. O seară bună, domnul Voiculescu! Bună seara, sunt Virgil Ianțu și în această seară la Te Crezi Mai Prost vă voi demonstra că oamenii mari duc uneori o viață foarte liniștită și foarte tihnită pentru că sunt mai proști decât un repetent de clasa 1, lucru care va fi demonstrat și de repetenții noștri de serviciu. Repetenta din această seară este Elena. Bună seara, Elena! Mai bine repetentă decât indecentă. Mi se pare normal. Concurenta din această seară este cea mai divorțată femeie din lume, Adriana Bahmuțeanu Prigoană. Prigoană la concurs. Bine, bine, pa! Adriana! Bună seara! Tanti Bahmuțeanu, că acum sunteți căsătorită sau divorțată? Ce zi e azi? Marți. Marți? Divorțată. Lăsați, că vă duce până de seară. Da. Adriana, te rog să alegi un domeniu primul din această seară. Haideți, domnul Ianțu, da, limba română clasa a doua. Limba română clasa a doua, iată întrebarea. Enumerați câteva sinonime ale substantivului prigoană. Gunoier, nesimțit, măgar... Adriana, mă tem că nu acesta este răspunsul corect. Cred că n-ai înțeles întrebarea. Elena. Tati Bahmuțeanu, nu e vorba de fostul actual sau viitorul bărbat al matale. Da, sunt sigură că știți o mulțime de sinonimele substantivului prigoană, precum cearta, conflict, dezacord, discordie, zanie, litigiu, etc. Că toată ziua numai asta faceți. Excelent răspuns! Absolut excelent răspuns! Elena, te rog să alegi un domeniu. Bravo, bravo! Educație civică, clasa 4. Aici, Adriana, cred că tu cunoști mai bine legislația. Iată întrebarea. Care este cea mai bună soluție de eliminare a violenței în familie? Haideți, domnul Ianțu, cea mai bună soluție e ce e? Un făcălesc pe spinarea nesimțitului, nu? Tati Bahmuțeanu, iar v-a bătut nenea prigoană cu pliciul? Ei, nu că l-am ascuns, m-a bătut cu piciorul de lemn. V-a lovit și în cap?
Da, aveam cască de protecție. S-a dat retur la magazin că e defectă. Da, bun. Elena, știi răspunsul la această întrebare? Cea mai bună soluție pentru eliminarea violenței în familie este divorțul, cu condiția să nu te căsătorești din nou. Mi se pare normal, bravo, un răspuns absolut excelent. Elena, ultima întrebare îți aparține. Ce ai vrea tu să o întrebi pe Adriana Bahmuțeanu Prigoană? Tante Bahmuțeanca, dacă ar fi să alegeți în ce oraș din America de Sud v-ați petrece următoarea lună de mere? Cu Nena Prigoană, în Santa Fe sau în Cordoba? Haideți, ușoară, n-am două că ne permitem, adică... Nașpa. De ce? Pentru că amândouă sunt în Argentina. Oh, iată cine s-a luat țeapă în această seară. Este vorba de Adriana Bahmuțeanu Prigoană, care chiar acum, pentru că a pierdut și concursul nostru, se va uita în cameră și va spune ce anume. Haideți, domnul Ianțu, că știu ce am de spus. Uitați-vă în cameră și spuneți păi ce aveți de spus. Păi mă uit, vedeți dumneavoastră că nu mă uit, mă uit. Păi uitați-vă și spuneți ce aveți de spus. Da, știu ce am de spus, da, știu. Asta trebuie să spuneți. Domnule, am spus că nu spun, domnule, păi, știu ce am de spus. Păi, spun. Camera așteaptă. Sunt mai... Proastă? Dumneavoastră ați spus-o, domnul Ianțu, nu eu. Așa, mai departe? De cât o repetăm de clasa întâi. Iată pe celebra și fascinanta Nikita la întâlnirea cu primul pretendent la sufletul ei de femeie. Ba! Tu ești Laurențiu? Da. Nikita, o mare doamnă în viață. Să rămână. Îmi cer scuze că am întârziat. Dar știi cum e cu femeile, trebuie să se gătească înainte de întâlniri de amor nebun. Da. Ți-a plăcut anunțul meu? Da, tânără blondă, frumoasă, slabă, stilată, titrată. Subtitrată. Da, doresc cunoștință, tânăr, frumos, cu studii, pentru prietenie și neapărat căsătorie. Anunțul sună bine, sigur. Și n-am mai adăugat eleganța mea și talentul meu de poet în arta literaturii. Da. Bă, tu cu ce te ocupi? Sunt violonist. Cânt cu filarmonica. Cum adică, bă, cânti cu filarmonica? Pare că te iau, eu nu mai cânt cu nicio filarmonică, că o prind la Romana și o sparg. Fii atent, la ce cânti? Tobă, chitară, flașnetă, triunghi de la... La, nu, la vioară. Sunt violonist. Mhm. Păi și eu sunt cântăreață, așa că ne-am găsit. Oh. Da. Bă, tu ai facultate? Am absolvit conservatorul de muzică din București, șef de promoție cu nota 10. Dacă n-ai facultate, tot degeaba. Eu aș vrea să ne înțelegem de la intelectual la intelectuală, că eu sunt de asta. Ce să vă servesc? 4 porții de ceafă de porc, cartofi prăjiți și o ladă de bere pentru mine. Și o supiță de puiuț la mine. Vrei să spun niște versuri? Mie? Nu ție, boule, tu adu cefele. Vrei să spun versuri? Mi-ar face o deosebită plăcere, doamnă. Bă, eu sunt domnișoară, bă. Iertați-mă, domnișoară. Bă, îmi place de tine, îmi place și ești... Și tu ești subtitrat. Îmi place de tine, da. Vorbești și frumos, așa. Da, chiar, dar și eu sunt drăguță, nu? Da. Ai recunoaște că sunt drăguță. Sunt, da. Recunoaște că a dat norocul peste tine, băi. M-ai izbit din prima. Te-ai izbit din față, zic eu. Fii atent aici, versuri. Tu m-ai iubit că sunt frumoasă și mi-ai făcut casă și m-ai invitat la masă. Și ne-am luat și câine de rasă. Da. Ce zici? Super. Dar fii atent, una din volumul meu de debut de poezii. Da. Afară cerul e alebastru și cintezoiul e măiastru. Asta e mai scurtă, că n-am găsit rimă la asta, la albastru. Sigur, da. E greu să găsești rimă la asta. Parcă tu ai putea, n-ai putea, știi? Cadastru. Dar mă rog, eu n-am putut, de-aia mi-a luat bărbați. Înțelegi, da? Hai, mersi. Lasă-le aici, la rece. Au venit cefuțele. Cefele la mine. Pune și acolo. Pe ziar. Și să nu uitați de supica lui Laurenți. Supița de puiuț. Fii atent ce fac. Să nu vină muștele peste asta cât timp o mănânc pe cealaltă. Foarte ingenios. Să vă aduc nota? Ce nota, bă, că de-abia am luat aperitivul. Mă aduc 4 porții de cefă de porc și lui băiatul aici adu-i supica, le pui încă una. N-am terminat-o nici pe asta. Lasă, bă, să fie, să-mi trebuiască. Hai, du-te cu Dumnezeu. Bă, dar eu n-am bani să plătesc. Lasă, bă, că am plătesc eu. Bă!
vrei să fii bărbatul meu? Normal că vrei, bă, cine n-ar vrea, normal, bă, a dat norocul peste tine, știi cum te-a lovit rept în față, așa? Uite așa, înțelegi? Normal că vrei. Doamna Nichita, ne pare rău, dar nu mai avem ceafă de porc. Acestea au fost ultimele 24 de porții. Dacă vreți, pot să vă aduc supă de pui. Păi, bă! Vreau să revin femeia cameleon, adică să mă transform într-o vampiră, să fiu o vampă. Soțul tău cântă cu filarmonica, vă rog, viitorul tău soț cântă cu filarmonica, ce părere are? Nu cântă, frate, cu nicio filarmonica, cine e? Bună seara, stimați telespectatori, Dan Diaconescu în legătură directă cu dumneavoastră, telespectatorul nu știi fidel, sunteți 50 de milioane cam fiecare seară, pentru că nu e așa, iată, audiențele noastre depășesc arcul carpatin, depășesc Uniunea Europeană și suntem din ce în ce mai buni în audiență, am să vi le arăt mai târziu, în această seară avem doi invitații absolut spectaculoși, în primul rând, în dreapta mea, domnul George Becali. Am înțeles, telemea de oaie probabil că a fost și înțelegem și noi și telespectatorii. Deci iată, audiențele noastre vor crește și mai mult pentru că domnul George Becali ne va face audiență. Bună seara, domnule Becali. Păi fac audiență când apare vulturul Becali, mai înțeles, la televizor. La orice televiziune aș fi numai la tine. Pac, pac, 10-50 de puncte de rating. Uite așa s-ar televizor. Mai mult ca la dansă. Greu cu Becali, da, este greu cu Becali. Și în stânga mea o doamnă absolut spectaculoasă și dânsa, doamna Seramida, care, din câte văd aici, este o liber profesionistă, hipnotizatoare. Bună seara, doamnă. Semiramida, bună seara. Bună seara, doamnă. Sănătate, domnul Becali. În această seară vom face un experiment absolut spectaculos. Domnul George Becali a declarat de curând, nu-i așa, într-un interviu, că nu crede în hipnoză și în hipnotizatori și de aceea am adus-o pe această doamnă ca să-l hipnotizeze. Ce părere aveți? Faci tu experimente cu mine, băi, Zdreanțu, Diaconescule, care ești tu Diaconesc? Păi ce sunt eu, bă? Ce sunt eu aici? Pe experiment. Copaiul tău, broasca tare, iasă, cocoșul negru la drum de seară. Da, am vrut să facem și am stabilit și cu dumneavoastră, nu-i așa, ca să facem un experiment în direct, ca să fiți hipnotizat de această doamnă. Păi n-are cum să vă hipnotizeze-mă bine asta. O dată că eu sunt credincios în Dumnezeu, mai înțeles? Și a doua oară, uite, dar ai ce privire de diavol are. Cum să mă hipnotizez asta? Da, asta rămâne de văzut, doamnă, haideți. Bă, uite cum facem. Îi dau eu 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 de euro, mai înțeles? Să vedem dacă mă hipnotizează pe aia, pe mine, zdeața asta, dacă... Uitați-vă fix în ochii mei, relaxați-vă. Cum să mă uit dacă mijești ochii aia? Deschide ochii aia să mă pot uita la tine pe ochii. Gândiți-vă la ceva plăcut. Ceva plăcut la oi? Foarte bine, numărați-le. O oaie, două oi, trei oi. În gând. Și dacă le vi se îngrăulează, adormiți. Păi somn. Da, iată absolut spectaculos, stimați telespectatori, pentru prima oară în istoria televiziunii, domnul Becali tăcând. Ce facem acum, doamnă? Ce facem cu el? Păi, nu știu ce să facem. Haideți să facem la ce replice pe noi mai bine aici la OTV, circ. Haideți să fie ceva amuzant pentru telespectatori. Ești Bănel Nicoliță, deschide ochii. Ești de la Steaua, din Făurei. Ești o zdreanță și o hahaleră, m-ai înțeles? Sunt o zdreanță și o hahaleră, am înțeles. M-ai înțeles, stăpână? Am înțeles, stăpână. Hai să vedem până unde putem să mergem. Bărele, vină încoace să am o discuție cu tine. Stai bre că mă antrenez. Ești o zdreanță și o hahaleră, nu-i așa? Și ai fost la Curvă Săraie? Da, am fost bre la Curvă Săraie, te mintești? Am stat toată noaptea ca toraben și m-am uitat la televizor. Uite, treabă pe Neșu, pe Lovin, pe toți băieții. Te-ai uitat la OTV, nu-i așa? Am uitat și la OTV, dar și la canalul la 3DX. Hai să vezi. Acum nu mai ești Bărele Nicoliță. Nu mai sunt Bărele Nicoliță. Ești un dinamovist fanatic. Sunt un dinamovist fanatic. Cântă. Sunt un câine până la moarte. Până la moarte. Sunt câine până la moarte. Până la moarte. Urlă ca dinamoviști. Haideți să-l trezim, doamnă. Domnule Becali, ce vă aduceți aminte? Adică mi-aduc aminte. Ce să mi-aduc aminte? Păi până acum ați făcut, nu-i așa, în direct panoramă și circ, ați fost Bănel Nicoliță, a stricat ca dinamoviști, au, au, au. L-am prefăcut, băi, zdreanță, fraiere, păi tu chiar crezi, fraiere, care ești tu, fraier, că mă hipnotizează, mă vine cineva. Deci să înțeleg că nu credeți în hipnoză? Păi, cum să cred? Ba, cred! Și ca să-ți arăt eu că eu cred în hipnotizare, l-am chemat aici pe Zmărădescu. Bonus cadou pentru tine. Să te introducă Zmărădescu în tainele hipnotizării, cărți de tarot și nu, etc. Zmărădescu, nu pe capul lui fraierul ăsta. Chiar nu-i nevoie în direct să facem... Nu, haideți, vă vedeți, voi... Pac, pac, 3 zile, somn de voie. Și acum vă mai arată, stimați telespectatori, Zmărădescu, cum îi rupe capul lui fraier asta, ciufulit asta. Rupe-i capul la zdreanța asta. Ce? Zmărădescu, le dă-i mâna în cap. Zmărădescu, bă, băiatule, ce... Bă, ce-i cu ochii aia? Zmărădescu, ai grijă ce mai spune de mâna. Zmărădescu, te prezeziezi.
Știi ce-mi doresc cel mai mult și cel mai mult? Da, doamna Urania, să plecăm dracul odată cu toții, să vă puteți concentra. Perfect, mi-ai ghicit gândurile. Și m-am gândit să mă fac și eu profet ca dumneavoastră. Ia stai, ia de mână. Eu nu mi-aș face atâtea planuri. De ce? Pentru că linia inimii, între ta e linia ficatului și linia capului. Asta înseamnă că boala de la inimă vine de la cap și între ta e și ficatul. Hai, taie! Stimați telespectatori, iată, ne reîntâlnim cu Urania la o nouă ediție a horoscopului zilei. Astăzi vreau să vă vorbesc despre ce mi-au spus steluțele despre horoscopul Nichitei. O vedetă autohtonă despre care răvoitorii spun că este vai de steaua ei. Ei bine, nu este așa. Este mult, 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 mult mai rău. În spectrul chinezesc, în ciuda aparențelor, Nichita nu poate fi încadrată nici în zodia mistrețului, nici în zodia caprii, nici în zodia bivorului, ci pentru ea trebuie creată o zodie mai specială, cum ar fi zodia hipopotamului. Știu aceste lucruri pentru că am apelat la inteligența și înțelepciunea lui Jupiter, care mi-a spus, citesc, draga mea, pentru persoanele anormale trebuie create și apelat la zodii anormale. Vorbim așadar despre zodia hipopotamului. Te rog, te implor în fața țării, te rog și te implor, Uranio, numerele, te rog! Ai grijă la praful de stele de pe umăr. Lasă-mă să ghicesc. Vrei numerele la 6 din 40? Da, te rog, trebuie să câștig duminica asta orice ar fi! De ce trebuie să câștigi dacă te declar un om atât de bogat? Păi sunt un om, nu chiar atât de bogat, dar sunt un om bogat. Dar cu toate astea, la viața mea am avut mii de femei și asta înseamnă sute de pensii alimentare. Am nevoie de bani, fă ceva! Jupiter nu mă lasă. Dragul ăsta, cine e ăsta? Saturn. Ia vezi. Am ețidat, am vârtala, nu pot să spună. Măcar roagă-l pe dobit. Rogă-l pe ăla să-mi dea câteva indicii, te rog mult. Iată niște indicii pentru doar trei numere. O să notez pasta ta? Notează. Primul număr este 6 radical din 49 la puterea 24 înmulțit cu 2,14 ori 6 împărțit la 2 perioadă 4. Stimați respectatori, în acest moment o gică va spune blestemată vei fi Uraniu. Blestemată vei fi Uraniu! Și va ieși din studio. Da! Și se va și împiedica. Continuăm cu zodia hipopotamului. După cum vă spuneam, am apelat la înțelepciunea lui Jupiter pentru această vedetă autohtonă numită Nichita. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată din rude mari împărătești. O prea frumoasă fată, este vorba de Nichita, dar rămân curtea casei sale. Și tocmai am aflat din presă, Nichita, că te vei însura, este adevărat. Este foarte adevărat că am să mă însor cu un bărbat care cântă la vioară muzică de la Atene. Spune-mi, ce fel de bărbați îți plac, Nichita? Îmi plac bărbații care știe să ofere dragoste eternă până la infinit, cu senzualitate și a celui care mi-o oferă mie. Aici ne potrivi, pentru că și mie îmi plac bărbații care mi-o oferă. Ești haiosul care... Mulțumesc. Spune-mi, ce înseamnă pentru tine dragoste adevărată, Nichita? Dragoste adevărată înseamnă să faci dragoste cu iubitul tău în această baie superbă până la infinit și să fii și senzuală și feminină în același timp. Spune-mi, aveai părul mai lung. Ce s-a întâmplat cu părul tău? Pot să mi-l fac lung când vreau eu, numai că vreau să revin femeia cameleon, adică să mă transform într-o vampiră, să fiu o vampă. Soțul tău cântă cu filarmonica, vă rog, viitorul tău soț cântă cu filarmonica, ce părere ai? Nu cântă, frate, cu nicio filarmonică, cine aia? Ai coprit la Romanos Park! Spune-mi, când ai venit să ne aduci banii pentru acest reportaj, ne-ai spus că vei lansa și un volum de poezii, este adevărat? Este foarte adevărat, va apărea la editura Gaudeanus și te va numi Cartea Cărților de Poezii. Dar e și domnul Adrian Păunescu una la fel. S-a luat după mine. Mă rog, pot să vă recit niște versuri? Chiar te rugăm, Nichita, pentru telespectatorii poveștirilor. Stau acum pe malul mării, cu degetul pe harta țării, aștept la ușa intrării să vii de pe drumul gării. Super. Sau, eu sunt cum ar fi strungul pentru strungar. Dă-mi acel inel în dar, cum ar spune francezul, this is my car. Hai să mergem într-un bar, să cheltuim 1-2 milioane măcar. Și pune poza mea pe Messenger la avatar. Super. Pentru că eu sunt propria muză de inspirație poetică. Această Veronica Micle în spume, ca să spun așa, până în săptămâna viitoare. Vă spun la revedere, sunt Mircea Stălucanu. Bun găsit, stimați telespectatori, sunt avocatul Luis Lazarus și vă veți întreba de ce sunt în această postură suspectă, cea de bucătar. Ei bine, vreau să vă spun că serviciile secrete se țin scai de noi pentru că am anumite informații
suspecte cum că ar vrea să ne fure rețetele. În această seară vom vorbi despre rețeta de șnițel vienez cu ou. Se ia oul. Se verifică foarte bine, pentru că SRI-ul bagă microfoane până și în cojița oului, în albus sau în gălbenuș. Se verifică. Într-adevăr, se aude un zgomot suspect în acest ou. Nu, nu este un ou clocit. Vom verifica mai în detaliu. Da, exact cum bănuiam. Dacă camera se poate apropia de albușul oului, veți vedea că, uitați aici, în această scurgere, se vede un microfon. Nu mai avem ce face decât să, practic, să distrugem microfonul din interiorul oului, astfel încât serviciile secrete să nu ne mai asculte. După care, bineînțeles, vom adăuga făină. Făina trebuie gustată întâi, pentru că am informații că serviciile secrete au înlocuit făina și au pus antrax. Nu voi verifica eu dacă este făină sau antrax. Îl voi chema pe colegul meu operator, Nea Vasile. Vino puțin, Nea Vasile, apropie-te. Câți ani ai, Nea Vasile? 56. A, nu mai e mult de trăit. Ai copii? Nu. Nu-ți trebuie. Divorțat? Divorțat. A, asta e bine. Gustă dumneata, Nea Vasile. Cineva între timp să-i țină locul la camere, vă rog foarte mult. S-ar putea ca Nea Vasile să nu se mai întoarcă. Gustă. Ia să vedem dacă serviciile secrete sunt pe urmele noastre. Te simți bine, Nea Vasile? Foarte bine. Da, te poți întoarce înapoi la cameră, Nea Vasile, recuzitorul să se ducă la locul lui. Deci putem folosi făina liniștiți, de să adaugă făină, nu este antrax. Pun făina, amestecăm puțin. Rămășițele de eventuale microfoane se distrug prin acest amestec cu cuțitul. Practic cuțitul taie lițele din microfoanele sensibile. Ce mai avem de pus? Carne. Carnea, această bucată de carne, vă rog să apropiați, are o sumedenie de locuri unde SRI-ul își poate introduce microfoanele. Uitați câte pielițe, uitați câte cheaguri de sânge, uitați câte grăsimi, în câte locuri SRI-ul își poate ascunde microfoanele. Suspect, într-adevăr, o bucată de carne suspectă, fapt pentru care vom încerca să distrugem eventualele microfoane, da? Ceea ce fac eu aici nu este o reclamă, este o activitate de distrugere, să iau ceva mai serios, astfel încât microfoanele să fie distruse. Se bate bine. Deci, practic, SRI-ul a rămas fără logistică. Se pune bucata de carne în oala minune, se amestecă cu cuțitul, observați, tăișul taie cele mai fine lițe de microfon. Da, uitați. Acum putem sta liniștiți. Și, nu în ultimul rând, trebuie să adăugăm ceapă. Luăm o ceapă. Luăm o ceapă. O ceapă suspectă. Ne pregătim să o tăiem. Uitați, doamnelor și domnilor, microfoanele SRI-ului, cum se ascund în ceapa noastră. Lucru pentru care le vom distruge. Băi, băule, era la valiera ta, băi, stricat-o. Da, era la valiera mea, suspectă. Dar de ce la valiera mea, întreb, nu este pusă pe costumul meu? Stimați telespectatori, invitatul meu din această emisiune este cel mai fioros jurnalist de investigații, domnul Sorin Ovidiu Bălan. Bună ziua! Da, sunt Sorin Ovidiu Bălan, de la Brigada Mobilă. Țineți aproape ca să vă învățăm să vă feriți de tâlhari, șmenari, fungași și scursuri ale societății. Domnule Ovidiu Bălan, ne-ar interesa de ce fel de infractori ar trebui să se ferească societatea românească. Noi, cetățenii cinstiți care plătim taxe la stat. Da, tâlharii, fungașii și hoții de buzunare din autobuz, care s-au săturat să acționeze numai în autobuz și acum umblă liber pe un parcuri și fură dângețile dumneavoastră, cetățenii cinstiți, care plătiți taxe și impozite la stat, aceste scursuri ale societății. Care mai este situația infracțiunilor grave, violente în România? Da, pe lângă tâlhari, pungași, hoți de buzunare, scursuri ale societății, trebuie să spun cu părere de rău
că cea mai mare infracțiune sunt violatorii. Acești violatori care ne violează femeile românce cinstite. Care își plătesc. Pleacă-mă de aici. Nu vezi că filmez aici? Pleacă-mă de aici. Care practic își plătesc taxele. Femei cinstite, cetățenele obișnuite. Este adevărat, totuși am vrea să știm care sunt cele mai grave infracțiuni la ora actuală. Da, pe lângă pungași, jmenari, hoți de buzunare și violatori, a apărut o nouă categorie de infractori. Răpitorii de persoane. Acești infractori care răpesc persoane și cer în schimbul lor milioane de dolari. Milioane de dolari pentru răscumpărare. Fură persoane, răpesc cetățeni normali care își plătesc taxele și impozitele la stat. Aceste scursuri ale societății sunt Sorin Ovidiu Bălan de la Brigada Mobilă. Țineți aproape! După ce l-a silit pe violonistul Laurențiu să o ia de soț, pardon, să o ia de soție, Nikita vrea să-și cunoască socrii. Pardon! Știi, Nikita, papa este medic cardiolog, cu foarte multe lucrări de specialitate publicate în țară și peste hotare. Păi și eu sunt poetă! Ne-am găsit vere! Și mamon este profesor universitar, doctor la Universitatea din București și doctor honoris causa al universităților din Berlin, München și Buenos Aires. Deci doctoriță de renume! Ați înțeles greșit. Modestele mele doctorate sunt în domeniul literaturii. Păi și eu sunt poetă de literatură! Să vă spun niște versuri, doamnă doctoră, să vă dați cu părerea! Nu, ai mai bine să mâncăm ceva. Lasă, iubitule, că mâncăm după aceea să-ți spună mama ta ce părere are, că vorba aia o să-i fiu noră. Fiți atent, ascultați! Azi noapte m-ai sărutat de noapte bună și era noapte cu lună, nu era ca ieri furtună, când fulgeră și când tună. Să spună mama ta ce părere aveți, doamnă doctor, că doar vorba aia v-a mai spus să vă fiu noră. Ce să spun? Mie mi-au plăcut. Da, și mie. Foarte interesantă poezia. Frumoasă. Dar nici nu știu în ce curent literar să o încadrez. Dar nu e curent, doamnă, e foarte bine. Lăsați fereastra deschisă. Spuneți mai departe. Rimele sunt extrem, dar extrem de bine găsite. Da, foarte, foarte bine potrivite. Mulțumesc, știam. Hai să mâncăm. Poftă bună. Mama soacră, pardon, doamna doctor, ce avem la felul 2? Ceafă de porc cu niște... Nu contează dacă e ceafă de porc, dar să vie mai repede, pentru că eu nu mai mănânc mai târziu de ora 11, pentru că țin la siluete și vreau să fiu femeie cu feminitate femeiască. Pardon! Iubitule, nu vrei să mergem în dormitor să facem dragoste nebună și tandră până la infinit? Știi, Nikita, eu aș aștepta noaptea nunții. Știți, noi suntem mai de modă veche. Da. Ah, ce-mi place moda veche! Da. Dacă aș putea să port numai rochițe de la cu volănașele pe vremea lui sculptorul la Nicolae Bălcescu. Ia uite că m-a potrivit nostalgia așa, mai adu repede o ceafă de porc. Îmi pare rău, ceafă de porc nu mai avem. Dar poți să iei de la mine dacă dorești niște supiță de puiuț? Ce faceți? Tăricianule, dă-mi o mână de ajutor, rogu-te! Da!
Mondeni vă prezintă în premieră o secvență integrală din noua superproducție semnată Sergiu Nicolaescu, Supraviețuitorul. Bună seara, domnule Bauman. Ai vorbit cu Leibovici? Am vorbit. Totul este sub control. A aflat ceva despre atentatul asupra regelui Miai? Chiar el pusese la cale atentatul. Interesant. Bei o cafea braziliană, comisare? Aș bea o cafea. M-ați chemat, domnule Bauman? Adune două cafele braziliene. Două cafele sau două braziliene? Ieși. Sunt foarte curios unde este Dumitran. Era pe drum. Bună seara, domnule Bauman. Ai venit, Dumitrane? Bineînțeles, traficul era lejer pe drum. Mă bucur să te văd, comisare. Și eu mă bucur să te văd, Dumitrane. Iar eu mă bucur să văd pe amândoi. Toți trei suntem bucuroși să ne revedem. Am trei clipe frumoase împreună. Erau niște vremuri minunate. Ne cutremurăm când ne aducem aminte. Comisarul era și el în putere. Stop! Încă una! Reluăm! Am spus la comanda mea motor acțiune. Și în al doilea rând nu-mi plăcea cum mi-a stat gulerul. Reluăm. Asistentul meu de regie unde? Aici, domn comisar. Domn Nicolescu. Nu mai țipa în urechea mea. Pentru secvența următoare, o avem pe Simona Pătruleasă? Vă așteaptă la rulotă, domn comisar. Domn Nicolescu. Bun. Nu mai filmăm, nu mai reluăm. Filmăm cu Simona Pătruleasă. Pregătiți cadrul că mă întorc imediat. Da, domn Nicolescu. Dă-te-mă la o parte. Doamnelor și domnilor, la gala Mondeni Combat din această seară, în premieră mondială, o luptă la categoria super grea. În colțul din stânga, fostul președinte suspendat, actualul președinte cu mandat, Traian Papai Băsescu. Vă mulțumesc din suflet, vă iubesc, români, sunt președintele tuturor românilor, domnule. O singură excepție. Prezintă-l și pe acel bou. În colțul din dreapta, singurul posesor al unui Harley Davidson cu girofar, primul motociclist al țării, Călin Popescu Tăricianu. Uitați-vă cât de dobitoc i-a dat în mintea copiilor. Tăricianule, o să te bat mai rău decât a bătut bunica fasolea, domnule. Te bag, domnul Băsescu? Nu știu. Bă, se scumpesc toate chiorurile. M-am prăpădit de râs, uite, toți râdem de tine, domnule. Apropiați-vă. Hai. Nu de nimeni, unul de celălalt. Ah. La Mondeni Combat avem o singură regulă. Nu există nicio regulă. Cam politică, domnule. Vreau o luptă politică cât mai murdară. Fight! Ieșa-mă! Haide, Tăriță! Haide, Tăriță! Ah! Ah! Putește pe-aia la această mișcare agilă. A, uite aici! Ai fost surprins, domitocule! Haideți, aplaudați-mă! Ridică-te, fiară! Te desfid! Să luptăm mai bărbătește! Te provoc! Hai! Opa! Opa, perelopa, domnule! Hai, mă! Ridică-te! Atacă, Tăricianu! Hai! M-am operat la culoare, sufitule! Nu mai pot! Ia uite! Uite, tâmpitule! Te-ai deschea la sine! Vino, pa! Vrei moțiune, mă? Stop! Spune-mă, vrei! Luptă-te! Nu fi mueratic și lași! Ce-l ăsta?
Mi-e rău, Tăricianule! Dă-mi o mână de ajutor, rogu-te! Da! Da! Ce e cel mai bun, Băsescu-e? Hopla! Vă iubesc, români! Uitați ce poate face președintele vostru și nimeni altcineva nu poate! Hopla! Vă iubesc, oameni buni! Nu mai râde, tâmpitule! Vă iubesc pe toți! Vă iubesc! Sunt bine! Stați liniștiți! Eterna și fascinanta Nikita a ajuns și în fața ofițerului stării civile. Mamă! O să mă însoh cu balena asta! Ia să odată cu ea, nu vezi ce față are? I s-au uscat și florile mâna. Vrei să ne bagi în spital pe toți? Ia o dată noastră! Laurențiu ești nat! Laurențiu! Vine în brațele mele! Mamă, mă simt ucid! Hai! Hai să începem, că ne așteaptă niște cefe de porc. Cetățene, violoneanul Laurențiu. Ia stai, frate, pe mine mă întreb prima, că eu sunt bărbatul în căsnicie asta. Cetățeană Nikita din Romană. Mm-hmm. E bunăvoie și nesilită de nimeni. Din căsătorie pe cetățeanul violoneanul Laurențiu. De voie bună și nesilită de nimeni, aș de nimic îl iau. Cetățene, violoneanul Laurențiu, de bună... voie și nesilit de nimeni, din căsătorie pe cetățeana Nikita din Romana. Laurențiu, spune ta, Laurențiu, că ne-ai macină în pumni. Nu pot să mă zoc cu o balenă! Eu, fragila de mine, sunt o balenă? Sunt o balenă ucigașă! Da! Că m-am podinit nostalgia, m-am durut ceapă de porc. Vreau numărul acesta din 49 de duminică, trebuie să câștig duminica asta, orice ar fi, te rog. De ce trebuie să câștigi tu, ai grijă, pentru că stelele sunt așezate pe umăr și nu... Ce faceți, domnule? M-am echicat o muscă, știți? Am înțeles. Mamă este profesor universitar la facultatea din... Boston. Mă rătesc, tu te concediez, pac-pac, te concediez. La revedere, local combat, la revedere, King One. Nu-ți mai dau bani de prapuri de antrenamente de-astea. Făcând ceva? Voldemort!